Salut, bine ați venit la maratonul românesc al marii crizei financiare. Traseul este foarte dur, plecăm de la bursă că nu mai are rost, trecem pe la toate băncile să vedem cine mai garantează depozitele și care au dispărut cu banii. Acesta este numărul meu de concurs, ghiși ce reprezintă. S-a scăzut sună telefon. Ce? Pardon, acesta este numărul meu de concurs. Salut, mamă! Sunt Filoftia Falițescu și fug de sărăcie ca dracu de cămâie, dar al boalii să dea. Acesta este numărul meu și reprezintă pensia. Dar să știți că în buibația care au pensii mari, să știți că au numărul lung până pe spate, mamă! Dă-te, mamă! Salut! Sunt un cetățean oarecare, să zicem Adrian. Eu nu fac parte din maratonul crizei financiare, ci pur și simplu alerg din nou după ciolan. Iar acesta nu este numărul caselor mele, ci este numărul meu de dosar de la DNA. Mi-a purtat noroc! Senzațional maraton, senzațional! Da, a fost în București. La fix s-a organizat în București maratonul crizei financiare. Senzațional, senzațional! Ah, ce mă distrează treaba asta cu criza financiară, vai, ce frumos! De ce, Matildo, că e grav? Lasă-i să ajungă sărași, dragă, că eu am luat măsuri, Virgilică, poți să stai liniștit. Ce măsuri, Matildo? Să stai cu mintea asta, eu spun de la început. Spune că mă apucă inima. Păi, ți-am retras, dragă, să știi, cam toți banii pe care i-aveai la bancă. Oricum ți-am falsificat semnătura, a fost foarte ușor și i-am investit. Aoleu, în ce, Matildo? Păi cum în ce? În haine! Ia uite-te, în haine, uite ce rochiță drăguță mi-am cumpărat. Nu trebuie să facem din chestia asta o tragedie. Se întâmplă pe aici, pe acolo, sunt cazuri izolate, dar chiar nu trebuie să facem o tragedie. Ei, moșul, păi ai dormit? Lumea ce mai dragă exact acum. Când, băi, avem emisiune, dorm ca tataie Nelu în front, păi se poate? Ah, pardon. Băi. Mă buză de iepure, mă ciocoflendere, stai să vezi ce mi s-a întâmplat. Ai o săptămână să-ți povestesc ceva? Leg calul în fața cârciumii și mă duc înăuntru să caut colierul de turcoaze. Când vin, dau să mă urc pe cal și ce să vezi, animalul cade sub mine. Zic, hopa, m-am îngrășat cam mult de la reclama aia la zahăr. Când colo, calul intrase în cârciumă și dă-i cu bea, dă-i cu rachiu de anason, i-or fermentat cojile de la semințe în burtă. De-aia zic, mă buză, ai grijă la măgarul ăsta de cal, că bea ca porcul. Uite la el. Foarte bine, mă! Foarte bine, mă, ciocoflendere, mă! Mă, azi am bătat calul, mâine parcă vedem o haită de câini beții vagabonzi, mă! Că nu faci asta! De ce, Virgile? Dacă tot vrei să fie spectacol, uite spectacol! Alo! Alo! Nu vă supărați! Este cineva aici care este în top 500 miliardari? Nu cred că e doamna Matilda. Ai văzut, dragă, că nu este, stai jos. Păi eu, vamărâtule, asta e. Sunt 500 de miliardari în țara asta și eu m-am procopsit cu tine. Un milionar în datorii. Nenorocitule, nenorocitule. Opriți familia, flașcă, ți-am zis să-i scoți din scenariu. Ce-ai făcut? Nu tot intră peste scenariu, nu știu ce se întâmplă. Și tu de ce te bași peste mine? Taci din gură că te dau afară, obrazicătură. Ei, comedie! Vreau să spun că înainte de a trece mai departe, trebuie să-mi fac mea culpa. Am fost invitat la o emisiune la Irealitatea, m-am dus să vorbesc despre legea electorală, care, by the way, sucks. Terminați cu porcăriile alea, că vă dau afară, vă iau de ureche acum. Ține-l, te rog. Ai plătit lumina? Nu. Te rog frumos. Și pe ăsta, micu? Da. Vreau să spun lui ăsta micu să-i dai ceiuțul, da. Iar lui Alex vitaminele, bine? Vitamine, da. Pa. Îmi cer scuze, dar știți că salariul dumneavoastră de la ANR vă acoperă toate facturile fără probleme. Ba mai mult decât atât, vă rămân bani pentru o vilă, un iaht, două mașini de lux, poate chiar și pentru o excursie în jurul pământului. Știu că îmi permit să plătesc orice, mai ales că am factura gratuită la electricitate. Numai că, sincer, da? Vreau să cumpăr restaurantul acesta. Îmi cer scuze, pardon, îmi cer scuze. ANRE, Autoritatea Națională de Retribuții Extraordinare. Timpul trece, leafa merge și ne îmbogățim. Am luat avansul, dragă, de la ANRE. Ei! Pentru Alex am luat niște colăcei. Da? Pentru ăsta mic am luat o vilă pe coasta de Azur. O, foarte tare! Și mie? Și ție, dragă, ți-am luat un Ferrari. E, drăguț. Ține-l tu pe... Ușor, ușor. ANRE, viață de huzur.
Da, mi-a plăcut foarte mult. Nu înțeleg de ce se ia lumea de bieții director bugetari. Ei chiar trebuie să aibă salarii mari. Mari? Astea sunt imense. Astea sunt salarii de neam prost. Dacă salariile ar fi, știi tu ce, directorii ce? Ăștia ar avea lefuri africane. Poftim? Adică de girafe, salarii lungi. A. Bună seara. Bună seara și lăsați-mă să vărs o lacrimă sinceră. De crocodil. See you later, alligator. Stai, așteaptă, am adus marea speranță folcului românesc, Victor Stricaciu. O să ajungi mare, bă, dacă nu te combini cu Marina Almășan. Prea târziu, prea târziu i-am cântat. Mi-e dor să mai merg la un ceai, la un ceai, să fiu liceanul Bălai. Și acum nu mă mai scoate din ceai de tei. Victore, Victore, în tine mi-este speranța. Bagă Șerban, bășură. Rușcă și Vasile Șepcaru m-au dezamăgit. Repetă după mine versurile mele triste dedicate acestei babe, pardon, pensionare amărâte. Da, maestre, zi. Atenție. Enigmatici și cu minți. Asta mă scoate din minți. Fără haine, fără dinți. Ce-ți mai place să ne minți? Și cu pensii de 3 lei. Hipocritule, ce vrei? Să mă votați din nou, bătrânii mei. S-o crezi tu în puii mei. Ești în orice critică, Stricaciule, să știi. Chiar ce-ai mai compus tu în ultimul timp? Că eu am scris 2 camioane de volume. Păi de am compus imnul rapidului. Rapid, rapid, ruptă, dacă ne iubești. L-am uitat, nu știu cum e, dar dacă ne iubești, rapid, iulești. Vezi, dacă nu te-ai orientat, dă-te jos din rapid și urcă în CFR. Asta vedeți că vorbim de CFR în casa ciobanului. La un ceai, la un ceai. Toată lumea la canal, sunteți pe ultimul val. Țineți minte 3 cuvinte, n-ați murit puțină minte. Dacă vrei să reușești, viață bună să trăiești. Scutură puțin din ciunci și departe ai să ajungi. Da, chiar vreau să vă rog, unde o fi familia Fleașcă, mă gândeam. Lasă-i în pace, Matildo, nu te băga, lasă-i în pace. Dar lasă-mă, dragă, ce măluce ești. Băieți, ce se întâmplă? Stați-mă puțin. Am impresia că din comedia asta voastră sau, mă rog, ce faceți voi acolo, lipsește ceva foarte important. Ce lipsește, dragă, ia? Ce lipsește? Stați-mă mai puțin. Așa, ia stați o clipă să vă arăt. Ia, tu ăsta, micuțu, da. Ăsta, ia de puțin mai așa, stai un pic, că nu prea ai carismă deloc. Stai mai în spate, stai mai în spate, lasă-mă. Ia. Ha? Ia. Emisiunea e mult mai frumoasă. Da, mama, atâta, da, mulțumim. Vă rog să mergeți la locul dumneavoastră. Eu? Da. Păi de ce eu? Păi, nu vezi ratingul? Vrei talent? Ia uite-te! Ia du-te tu ăsta ochelaristul, hai treci acolo! Măi, tu ai grijă aici cu virgulele. Da, și sunt cu textele, te rog eu foarte mult. Să ne organizăm. Mergem puțin, mai departe, hai că nu mai merge. Dacă puteți să ne prindeți într-un singur cadru, ar fi perfect, dar destul de... Ce faceți, mă? Ce faceți? Unde l-ați pus, mă, pe ăla? Băi, să nu faceți semnul ăla, că vă bat! Deci dacă face semnul ăla, vă bat! Măi, Brunețelu, ia stai liniștit. Lasă băieți în pace, ochelaristul. Așa, foarte bine, mă mic. Băi, vin la voi. Hai, vezi? În primul rând, mă doare capul că bate vântul aici în ventilator. Aduceți ventilatorul ăla mai încoace. Uitați ce ventilator ne spulberă freza aici de fiecare dată când am seadrat. Asta un lăm. Doi la mână. Ăla lipit cu scoci, aduceți-l puțin încoace. Mai jos, mai jos e scociul. Deci mai jos, mai jos. Cadrul mai jos. Cacaia tehnica, Paruschi. În al doilea rând, atât de mult s-au învârtit fetele, încât mi-au creat o senzație ușoară de amețeală, de anxietate. Adu-l puțin ăla încoace, că nu este o glumă. Deci adu-l ce vrei până să faci aici cu el, că-ți tai degețelele, Alinuțo? Nu sunt curios să vedem cum ar fi să prezentăm așa. No, no. Nu-l pune acolo, nu-l pune, că-mi zboară și ultimele trei, mă-mi zboară și ultimele... Așa, deci așa aș vrea să prezint. Fire de oameni buni. Deci tot drumul la el, Magda, ce faci? Ai scos din priză. De la OTV, au, yeah. Ce faci, mă? Băi, ce faci? Ce faci? Așa. Ce faci? Hai să prezentăm așa. Așa. Băi, oprește-te. Unde? Fug toate. Băi, Mișu, băi. Jack. Băi, Jack, come back. Au. Jack. Magda, vine Magda. Salut!
Eram sigur că o să-i batem pe franceze. Nu juca nici Bănel, deci nu avea cine să ne dea gol. 2-0, eu zic că e un scor perfect. Consuelo, prinde mingea. Ani, ne-au egalat! Jucați ca niște cizme! Ne-au egalat? A fost 2-2? Suntem praf, ce pălăria mea. Avem echipă, n-avem valoare, adio și calificare.